Sunt liniștit, sunt fericit că am câștigat un meci foarte important și bine așa. L-ai făcut un duș ca după meci, ai făcut un duș mai devreme, de la suport. M-a sunat arbitru, nu știu ce m-a zis. Am făcut, când e terminat la meci, am avut jucători de la Rapid, că am jurat tot timpul, familia mea, când a dat penalti și când am dat gol, a fost superat. Eu vorbi cu el și am întrebat și acum ce zici, nu zici nimic? Și nimic. Asta e să fie pe terenul și gata, terminat la meci, terminat, nu am probleme cu nimic. Asta e la fotbal, la adrenalină de aceea câștigat un meci important și gata. Dar i-au zis că i-ai băgat mâna în dreptul lui Rare și Lie, că ai încurat... Eu n-au băgat mâna în față nimic, nu știu cine m-a dat de-n spate, m-a prins așa, dar eu nu am dat cu mâna. Da, am vorbit, am zis că noi suntem Craiova, că sunt fericit că am câștigat derby, a fost un meci foarte important, de tradiție, și sunt fericit pentru suporter că a fost aici și viitoare pentru toate, pentru suporter, pentru echipă și pentru glorie. Dar arbitru era deja la vestiare. Cum se dețea de roșuție? Nu știu. Eu am fost pe vestiare, când am văzut că a început bataie pe teren, eu am plecat la suporter. Când a fost la vestiare, m-a întrebat unde a fost, a plecat acolo și m-a vorbit. Arbitru de rezervă era, nu era arbitru principal? Nu știu, m-a sunat, nu știu ce, dacă a fost arbitru primul, arbitru de rezervă și am vorbit tot împreună și cred că a dat roșu la mine și nu știu a cine, a Crei Saponariu sau nu știu cine. Suporterii care au aruncat cu apă, cu suc, te-ai schimbat hainele? Știi, asta, eu cred că este un meci foarte important pentru toate, pentru ambiție, pentru gloare, pentru istorie de echipă, un derby frumos și eu cred că e normal că e pe terenul, se înjură, ai adrenalină de la meci, ai suporteri, jucători, tot așa. Eu cred că în acest moment e mai bine că să fie tot liniștit, deci avem probleme mai mari cu război așa. Și eu cred că acum e terminat meciul de la fotbal și gata. Asta e la fotbal, adrenalină și glorie, pentru glorie și gata, e terminat. M-ați învins pe adicutul fostul antrenor, prima funcție la antrenor. Da, a fost antrenor și acum avem Napoli și așa. Mulțumim frumos, felicitări! La revedere! Mulțumim tare mult că ai venit în Napoli! Nu, no, nu e problemă!